Inevitabil s-a produs, iar Mușcel Câmpulung a registrat prima înfrângere în acest sezon. S-a întâmplat sâmbătă după amiază în deplasarea de la Voluntari, în meci contând pentru etapa cu numărul 11 a Ligii a 3-a, Seria a 3-a. Mai mult decât atât, mușcelenii au primit într-un meci tot atâtea goluri cât primiseră în primele 10 etape disputate până acum. FC Voluntari 2, Mușcelul Câmpulung s-a încheiat cu victoria la limita gazdelor, scor 2-1, după reușitele semnate de Voicu pentru gazde în minutele 13 și 88, respectiv Bogdan Stancu în minutul 30. Să mai spunem că la FC Voluntari încă din primul minut a evoluat Mihai Costea. Vă prezentăm tabloul complet al rezultatelor înregistrate în runda a noua. Athletic Bradu, CSE Ștefănești 1-2, CSE Fumați, Sporting Roșiori 1-0, Urban Titu, FC Aninoasa 3-2, Concordia Chiajna 2, CSE Podari 3-0, SCM Pitești, Inter Olt, Slatina 0-1, Sporting Turnu Măgurele, Înfrățirea Hărman 3-1 și FC Voluntari 2, Mușcelul Câmpulung 2-1. În urma acestor rezultate, Inter Olt Slatina a urcat pe primul loc în serie, Mușcelul este acum pe 2, iar poziția 3 este păstrată în continuare de CSE Fumați. Pentru Mușcelul Câmpulung urmează la sfârșitul acestei săptămâni meciul cu SCM Pitești, încă un derby al județului Argeș în acest eșalon.